Mulțumesc, te apreciez, te respect, te iert. Iată cât de importantă este această forță a cuvintelor. În spatele meu am o comoară, Niculina Gheorghiță, regăsirea puterii interioare și tot aici avem niște elemente referitoare la cuvânt, la puterea nebănuită a cuvintelor. Pentru că primii beneficiari ai cuvintelor rostite de noi suntem chiar noi. Așa că dacă noi credem că dacă jignim o persoană, o jignim cu adevărat doar pe acea persoană, ne înșelăm amarnic. Pentru că noi suntem primii care intră în contact cu rezonanța acestor cuvinte. Astăzi vom discuta puțin despre cuvinte. Despre acele cuvinte magice, precum și despre acele cuvinte blocante. Cele cuvinte care blochează energia. După cum știm, suntem energie și înțelegem asta zi de zi. Și dacă ne deschidem către această idee, vom vedea în viața noastră schimbări. Vom înțelege că tot ceea ce ni se întâmplă are legătură cu propria energie. Mi-am notat câteva aspecte referitoare la cuvânt, atât din cartea Niculinei Gheorghiță, cât și din alte podcasturi pe care le-am ascultat și, de ce nu, din experiența proprie. De foarte multe ori utilizăm cuvinte fără să ne gândim la importanța acestora. Vorbim pur și simplu. Aruncăm vorbe în vânt. Și atunci când facem asta, o să vedem că totul se întoarce împotriva noastră, în cazul în care am lansat în univers energia unor cuvinte negative, și atunci când folosim cuvintele plăcute auzului, plăcute sufletului nostru, cu siguranță energia noastră va fi una pozitivă. Ne încărcăm cu ea. Efectul de bumerang, iată că este valabil inclusiv în privința cuvintelor, căci la început a fost cuvântul. Cuvântul este creator. Are forța supremă a creației. Cuvintele blocante care sunt, de fapt? Cele pe care noi le folosim și neștiind importanța lor, ne țin într-o energie negativă. Încerc. Ne gândim deja când rostim acest cuvânt. Încerc. Încerc. Stăm chiar într-un cerc. Suntem victime. Nimeni nu ne poate ajuta. Toți oamenii sunt răi. Aștept să se întâmple ceva. Nu știu dacă se va întâmpla. Măcar am încercat. Ne scuzăm zicând această vorbă. Un alt cuvânt blocant este sper. Speranța moare ultima. Sper că se va întâmpla asta. Însă, ce înseamnă de fapt sper? Înseamnă lipsă totală de acțiune. Înseamnă că eu nu am puterea în mine, ci altcineva din exterior mă guvernează. Aștept să se întâmple ceva care să vină către mine, să mă ajute. Aștept un salvator minune. Dumnezeu trebuie să facă. Iar eu ce fac? Eu doar sper că voi lua examenul. Eu sper că voi obține postul dorit. Dar ce fac pentru asta? Am sperat și am sperat degeaba. Păi da, pentru că nu ai acționat. Încerc și sper. Deja sunt două cuvinte pe care ar fi bine să le eliminăm din bagajul nostru lingvistic. Pentru că avem tolba plină cu mult mai multe cuvinte importante, esențiale, magice. Acum, încercam să mă urmăresc și am observat că aveam tendința să spun trebuie să le eliminăm. Or nu, nu trebuie nimic. Pentru că trebuie este un cuvânt de asemenea blocant care ne arată o forță exterioară nouă. Ne arată faptul că trebuie să realizăm ceva doar ținând cont de o autoritate exterioară. Revenim la ideea anterioară. Forța, puterea, se află în noi. Un alt cuvânt blocant. Poate. Poate se va întâmpla. Poate voi reuși. Poate cineva îmi va oferi o baghetă magică. Poate îmi vor pica niște bani din cer. Cine știe. Poate este, de asemenea, un cuvânt care ne aduce în fluxul de conștiință al inactivității. Că ce sunt cuvintele, de fapt? Sunt câmpuri care deschid fluxuri de conștiință.
Cuvântul este expresia verbalizării și practic noi verbalizăm prin intermediul cuvântului gândurile. Atenția la gândurile noastre, pentru că ele vor deveni cuvinte, atenție la cuvintele pe care le rostim, pentru că ele vor deveni acțiuni. Așadar, gând, cuvânt, acțiune. Trebuie să se lege toate acestea. Trebuie să existe o armonie. Noi nu ne putem aștepta să ne meargă bine din moment ce gândim negativ și rostim cuvinte negative. Acest aspect l-am simțit și eu. L-am experimentat și îl spun tocmai din propria experiență. Atunci când am spus că nu pot să fac un lucru, surpriză, chiar nu am putut. Atunci când mi-am spus pot, sunt capabilă, știu totul despre asta. Sau voi afla, sunt pe punctul de a afla totul. Atunci am reușit. Indiferent ce s-a spus în exterior sau din exterior, indiferent ce forță a venit către mine, căci nicio forță nu este superioară forței interioare și, bineînțeles, forței divine care ne guvernează. Iarăși, aveam tendința să spun trebuie. Niculina Gheorghiță, autoarea acestei cărți extraordinare, ne învață un lucru pe care îl recunosc. Nu l-am făcut sau nu l-am făcut în mod conștient sau nu l-am analizat după aceea. Și anume să ne registrăm propriile cuvinte. Într-o conversație cu iubitul, fratele, mama, tatăl și așa mai departe, putem să pornim telefonul, să-i dăm pe înregistrare și să ascultăm propriile cuvinte rostite. Probabil că vom avea o surpriză. Probabil că vom observa că ne autosabotăm. N-am făcut asta încă. Am înregistrat, de exemplu, ceea ce postez pe YouTube sau pe TikTok. Sau am înregistrat, într-adevăr, în momentul în care vorbeam cu un membru al familiei, vocea acelei persoane, însă nu cu gândul să mă autoanalizez, ci cu gândul fără auto, să-l analizez pe acel om. Nu este o soluție. Întotdeauna trebuie să ne întoarcem către noi. Eu nu am dreptul să judec pe cineva până la urmă. Important este să văd ce am eu de vindecat. Dacă într-adevăr cuvintele pe care le-am rostit îmi fac cinste sau nu. Dacă am ceva de modificat, voi simți să fac asta. Dar dacă în realitatea mea vin oameni, energii, situații negative, cu siguranță voi înțelege, dacă am deschiderea, că eu am fost creatoarea acelor situații. Prin cuvintele mele. Mintea ar trebui disciplinată. De foarte mult timp mă confrunt cu acest overthinking. Și cu siguranță sunt foarte mulți oameni care pățesc asta. Este destul de dificil să te confrunți cu o minte lipsită de disciplină. Eu am impresia uneori că sunt organizată, că sunt disciplinată, că pot să controlez. Mintea este aici pentru a sluji spiritul. Sunt momente în care reușesc să fac asta. Să pun stop în momentul în care nu mai vreau să-mi aud gândurile, pentru că de multe ori o iau pe arătură, o ia mintea înainte. Și e un sentiment plăcut când am pus acel stop și sinele meu divin a preluat controlul. Însă, din păcate, sunt momente în care nu reușesc să fac asta. Nu reușesc încă. Un cuvânt esențial, poate care intră în categoria cuvintelor magice, este încă. Nu pot încă, nu știu încă, nu sunt încă suficient de înțeleaptă, dar voi fi. Este esențial să ne alegem cuvintele, inclusiv în conversații. Vocea noastră trebuie să fie una blândă. Nu trebuie, vedeți că încă mai am acea autoritate exterioară. Este necesar, este util să fie una blândă. Continui. De ce
nimic nu trebuie, ca să revin la acest cuvânt blocant, trebuie. Pentru că ceea ce se află în exteriorul nostru nu trebuie. Pentru că nimeni nu ne poate dicta ceea ce trebuie să fim noi. Așadar, nimic nu trebuie. Ci doar este normal, este firesc, este natural, este necesar, este indispensabil. Dar nu trebuie. Trebuie să merg la serviciu. Vreau să merg la serviciu. Trebuie să citesc cartea. Îmi doresc să citesc cartea. Pentru a evolua. Trebuie să stau de vorbă cu mama. Din tot sufletul îmi doresc să discut cu mama mea. Trebuie să sun pe mama, că n-am mai sunat-o de ceva timp. Mm-mm. E foarte important, de asemenea, să fim atenți în momentul în care spunem cuvântul dar. Dar este, din păcate, un cuvânt care blochează energia. Vreau să ne întâlnim, dar nu am timp. Practic, dar anulează tot ceea ce este înainte. Vreau să ne întâlnim, se șterge. Rămâne doar, nu am timp să ne întâlnim. Așadar, nu ești prea importantă pentru mine încât să ne întâlnim. Așadar, eliminați-l și pe dar. Nu e bun. Alte aspecte importante pe care le-am înțeles, inclusiv de la Niculina Gheorghiță. Cuvântul deschide fluxul de conștiință. Mi-a venit o idee pe care vreau să o împărtășesc aici pe YouTube sau pe TikTok. Dragilor, de ce de fiecare dată ne întâlnim cu persoanele dragi, folosit din nou acest cuvânt, doar la mormântări? Nu vi s-a întâmplat de multe ori să moară cineva din familia voastră și să vă întâlniți cu rude pe care nu le-ați mai văzut de hăt? De ce se întâmplă aceste lucruri? De ce doar atunci? Și ne spunem cuvinte de genul acesta. Îmi pare rău, regret, mi-e dor de, ce păcat. Nu vreau să insinuez aici că acele persoane nu ar fi murit, oricum. Însă, vreau să scot în evidență faptul că Dumnezeu ne dă ocazii, și noi ar trebui să le înțelegem, de a ne întâlni și în alte conjuncturi. Nu doar la mormântări sau la nunți, care de multe ori pot fi echivalate și ele cu niște mormântări, din anumite puncte de vedere. Sărut mâna. Într-un podcast sau într-un interviu, doamna Niculina Gheorghiță susținea faptul că sărut mâna pentru masă, această formulare, ar fi bine dacă s-ar evita. Se pare că doar în limba română există sărut mâna. Și aduce cu sine ideea de umilință. Putem spune, mai simplu, mulțumesc pentru masă. Apreciez că ai făcut mâncarea asta atât de bună. Mi-a plăcut la nebunie. Noi românii avem tendința de a sta cu capul plecat, de a ne umili. Sărut mâna pentru masă. Și trebuie să vedem și expresia feței, să vedem limbajul non-verbal în momentul în care rostim astfel de cuvinte. Sărut mâna pentru masă. O spunem așa cu ochii în jos, cu capul în jos. De parcă mai avem puțin și pupăm tălpile persoanei respective. Nu umilința este cheia, ci recunoștința. Alte aspecte pe care le am. Mulțumesc, pentru că tot am ajuns la acest cuvânt. Este un cuvânt care merge către un flux de conștiință înalt, care ne propagă, care ne aduce lumină. Mulțumesc, apreciez la tine asta, te iubesc, te respect. Și alte cuvinte pe care eu le-am adăugat în orișori. Pace, lumină, iubire, viață, sănătate, credință, Dumnezeu și de ce nu, eu. Da, eu, dar nu gândindu-mă la acea formă de egoism, ci gândindu-mă la nevoile mele, la ceea ce vreau să împlinesc. Niculina Gheorghiță are 5 etape în ceea ce privește cuvintele ce te energizează, cuvintele magice. Vreau. Acest prim cuvânt, vreau, aduce cu sine puterea voinței. Fac un lucru pentru că mi-l doresc. Mă propagă din nou acest cuvânt, o energie pozitivă. Al doilea cuvânt important este cred.
Cred, evident, activează credința. Dar nu doar credința într-un Dumnezeu exterior, ci credința în sinele divin. Pentru că noi îl avem pe Dumnezeu în noi înșine. Știu, este un alt cuvânt important. Chiar dacă noi nu știm, nu cunoaștem informații dintr-un anumit domeniu. Dau un exemplu. Vreau să mă informez despre cauzele spirituale ale bolilor. Și dacă eu spun afirmația, eu știu dintotdeauna aspectele